Salutare tuturor și ne găsim la un episod de Forza Horizon 5. De acesta continuăm cu poveștile și cu șmecheriile ca în episodul anterior. Așa că hai să începem. Avem aici un Ferrari F40. Dacă mă țineți minte, în episodul anterior ne-a zis acolo că ne l-a făcut frumos, bă, și chiar e ce trebuie, nu pot să zic că nu. Adică arată șmecher. Hai să-l conținem și noi și să facem și povestile alea, că sunt mișto rădă. Auzi cum face. Nice. Ia, eu o scontoarce, asta e. Ia. Mamă, cum toarce, ești nebun. Bun, ideea e alta. Mă gândeam eu să facem asta. Test driver Horizon Apex. She wants to partner with the university research team. What do you think, yeah, my friend? Absolute maximum speed. You'd better get down here. Vreau să-i dăm viteză. Cu Ferrari-ul ăsta îi dăm, ești nebun? Mamă, cum e? Bă, dar... șmecherul de tot. Și vă că se ține și pe stradă. Aici undeva la 350, 300... 360, cred că e de maxim. Ia, am dreptate? 364 maximum. A, 65. Uite, mă. Pescărușii, flamingii. Prăna. Bă, e bună. Hai să vedem. Deci, East Coast Paradise. Mergem pe East Coast, să știi. Ia să vedem. Yeah. I think I should show you around the East Coast region first. Alejandra says a real racer studies the track beforehand. Okay, deci... good advice. Vreau să-mi arate asta cu un Ferrari. Talk to the university into letting us study the beautiful beaches and clear blue skies. Deci am tot cu asta din episodul în trecut. For power and style. The Ferrari Portofino. Bă, arată decent, arată decent. Nu sunt eu așa mare fan, dar... arată decent. Așa, am dat și eu pe streamer mode. Ia să vedem. Ecosistem. Deci tot ca s-a trecut. Hai să vedem ce se mai face pe aici. Deci vreau să ne arate coasta de est mai pe scurt. Băi, Portofino, stai cu minte. Nu, mai înapoi, că nu... Ale said she hit some bonus boards near here. You might want to check back later. Thanks for the tip. Mersi, mersi. Ia să vedem. Ai. Please, don't tell Ale. She won't be happy. Interiorul, un... noua din 10, după părerea mea. Ia să vedem. Welcome to Tulum. Sorry, we couldn't stay longer. Deci asta e Tulum. Asta e Horizon Apex-ul, frumos, să-l știm deja. Wow, mă, ce mișto se vede oceanul. Either you're very bored with my tour or very eager to prove your speed to prima Ale, my friend. Deci dau speed, hai că dau speed-ul. Dar să nu mă pună să-ți fac un viraj, că după aia nu mai dau speed. Asta e Playa Azul. Rezervația naturală. Such beautiful weather. It just makes you want to sail away to the horizon and... I mean, fascinating climate data. It's fine.
Este un fel de stațiune ceva. Da, un fel de stațiune turistică ceva. Îmi place că de asta gen Constanța, știi cum e la noi, Mamaia. Bă, chiar interesant Ferrari ăsta. Asta e pentru volan, camera asta. Bă, așa, bun. Nu știu, uneori nu mai găsesc camera aia. Nu. Ce drift, tache. Și cred că am terminat. Excelente. That's the East Coast. Very important if you want to compete at Horizon Apex. I have plenty of vehicle data for Ale. But there must be more to find in the region. I'll be in touch. Sunt mai multe de aflat în regiune. See you soon. See you soon. Hai să continuăm să vedem. O stea atâta? Continuă. Hola, mi amigo. I've spoken with the Department of Ecology. Vorbim cu departamentul de ecologie. Come and meet me when you're ready. Și vreau să ne întâlnim. Ecology, vin acum. It's time to expand. What are we doing next? Ce facem următoarea chestie? I don't know. Mergem tot la wires aici. Blood, sweat and gears. Wave crashes steam. Deci... Finally, the fans have been wanting this for ages. Adding it to your schedule. Ok, dar nu mă duc acum că vreau să termin povestea aia. Care e, mă? Bun, deci am găsit și ce facem următoarea chestie. O să facem și outpostul de la Horizon Rush. Bun, și am ajuns. Hai să vedem, deci Canyon Expedition PR stunt. Deci trebuie să faci un stunt, ceva PR stunt pe acolo. I'm here. Ok, deci avem un Porsche Carrera. Sorry, things are a little wild with the Fiesta de la Luna coming up. Fiesta de la Luna. Wait. What's the Fiesta de la Luna? Ce e Fiesta de la Luna? It's a full moon tonight, my friend. Horizon's throwing an all-night fiesta at the resort. I thought you and I could attend. Well, I do like a good party. Deci o lună plină și se dă party. Hashtag Scott Goals. Nos vemos pronto! Nos vemos pronto, sunt contactul. Yeah. Ia, mă. Drive to Fiesta de la Luna, mergem la petrecere. Ah, cred că o văd acolo la artificiile alea. Mamă, ce scoși, tabu? What? Ok, ăsta, da. Mult mai interesant decât celălalt, este ăsta. Mergem la Playa de Azul. Ce se întâmplă la un party de ăsta de... Celebrăm gloria lunii. Deci toată noaptea party. Ei, chicos y chicas. Mamă, și elicopter. Mamă, dar chiar că-i party acolo. Acum vin. Ia uite ce au făcut băieții aici. Tomorrow morning we head west to the canyons to find a stunt outpost. Ce ăsta, mă? What? Nu spune că mă pune să mă duc asta. What? What? De ce? Eu sunt cu parada cu astea. Bă, mă pune să conduc. Ce e asta, mă? Salut, băieți! Bă, ești nebun, deci eu sunt ăsta care conduce parada astea. Ce se întâmplă, nu știu, dar... Wow! Dar unde e Luna, mă? Just in case, I rigged up some pyrotechnics for you. Mi-am făcut artificii, mi-a dat de toate, auto-l. Așa îmi place, mă, frate. Ia uite-le. Bă, dar e șmecher, pe bune. Ce lumină aici, zic că sunt de Revelion. Ia, că am ajuns. Ce e asta? A, uite-mă Luna, am văzut și eu Luna în sfârșit. After, yeah, after part, direct, bat, mort,
leșinat. Sau nu? Hai să vedem. Mamă, dar ce-i cu viteza asta? The party's not over yet. Let's push this float to its limits. I've gone and set up some PR stunts. Let's see what this float can do. Head for the canyons. Our outpost awaits. Bă, ăsta vrea să fac stunturi cu... Yes, speed trap. This float can move. What? Ba, uite ceva. Mă urmărește ăsta. The party keeps on going. Pentru mine, da. She remembers me. She remembers me. Did you hear that? Air crew standing by. Everything is ready for your canyon jump. Trebuie să sar de pe canyon cu asta. You can't drive something like this at Horizon and not test it out on a danger site. Let's do this. Ok. Baroc n-are... Uite, avionul. Bă, asta mă, asta îmi place în Forza. Pămâne, asta chiar îmi place în Forza. Tranzițiile astea, chestiile astea super, ieșind din comun, îți mișto rău tot. Hai mă să sărim. Timen 225, sar cu animalul ăsta de mașină. Mamă! Cea mai bună idee. Nu cred. Cum am aterizat? La spital am aterizat, credeți, nebun? Dar chiar e mișto. O, te-am dat un costum de pui. Asta îmi trebuia mie. 1000 de XP. All right. I'm not sure if we'll be able to salvage the parade float. Totally worth it though. Gata, mă, și avem și Horizon Rush aici, pregătit frumos. Arată bine aici. Ok, asta îmi place. Trebuie să fac chestii, să sar, să speed trap-uri, chestii de genul ăsta, să înseamnă PR stunts. Mamă, ce mi-am încărcat harta aici, nebun. Wow, sheesh. Deci în locul ăsta mai vreme și făceam sărituri și chestii, văd că aici a făcut Horizon Rush-ul. Da, bun locul. Gata, băi, și așa se duce la eventul ăsta. Cred că e ultimul de pe episod. Hai să vedem, Buggy and the Beast Showcase, hai mă. Mai așa, mai aveam timp de unul și am zis să-l fac. Mamă, ce e ăsta, mă? Ăsta e direct cutscene. Uite-l cum face. Ăsta era pus și în trailer, mi se pare. Ia să vedem, mă, care-i treaba cu ăsta. Cu craniu așa pe ele. Mamă, ia uita-l. Mi-l dă mie? Să sperăm că mi-l dă mie. Ok, deci trebuie să... Eu versus niște monster truck-uri. Doamne ăștia. Dar unde sunt? Oh, shit. Da, am înțeles unde sunt. Nu știu cum o să le fac eu pe astea, dar e ok. Bine, nu cred că așa multă viteză. Bă, stai cum... Bă! Nu, că direct sari, ești nebun. Hai. Uhuhu! Cred că le iau. No, nu le iau. Bă, dar eu văd că-i doar mai unul, alea au zis mai multe, gen la plural. Uite că te distrugi ăsta. Bă, dar nu pot să le iau pe stage, nebun. Și... Bau. Încă una. Pe stradă. Bă, dar n-ai cum să le iei pe ăsta, uite puțin. Eu trebuie să trec printre astea. N-am treabă. Bă. Mamă, gândeam că trebuie de zagă, nu pe mine, ești nebun?
Au, ce oglinze am. Bă, dar nu-i corect, mă, că l-o ia pe arătură. Cu mine nu mă lasă apă acolo. Mamă, sare peste mine. Gata, am venit, a venit și fraților ăsta. Bă, mă mănâncă și ești nebun. Deci despre asta vorbesc, bă, e super interesant. Opa, autostradă facem. Bă, ce-i cu ăla în spatele meu? Holy! Mamă, ce săritură, bă! Mișto de poză aici. What? Mișto rău de tot căcat să nu le-astea făcută. Am o să-i bag pe ăștia măcar, hai. Deci efectiv, mă, acum e gen efectiv cam filmele alea, cam Fast and Furious, dar nu Fast and Furious le vechi, că în alea vechi nu se făceau chestii de genul ăsta. În alea noi, să zicem, că se mai permite să fac chestii de genul ăsta. Mamă, să limpeze biserică, ești bun? Super, super tare. Am, hai, cât îl fac cu ăsta, mă. Bă. Bă, ce faci ăla, mă? What? Hai, hai, hai. Bun. Mă, de ce sărbitură dau aici? Nu câștig, n-am cum. Eu am câștigat, nu? La limite, ești nebun. Bă, a fost prea șmecheră misiunea asta. Ia. Yeah. Suntem pe stadion, ne-am uitat cum face o băiatul. Mamă, las să conduc Master Truck-ul. Bun, bun, de la încoace. Asta e de Hot Wheels sau ceva? Sau am văzut-o de... Ce trebuie să fac, mă? Mamă, cum face? Trebuie să mă plimb pe aici, să le dau un show. Ia. Uite, bă, la o parte, bă. Uite, merg pe două roți, ești nebun? Gata. Bă, dar cum fac roțile astea, tracțiune pe... Tracțiune, mișcare, pe toate roțile. Ho-ho! Ok, asta a fost șmecher. Stadionul aproape plin. Ia stai, așa, vedeți aici, am satisfying moments. Bă, ce mă enervează că asta nu se distrug. Mi-am pierdut scorul. 24 secunde. Oricum am terminat. Ok, bă, a fost mie chiar asta. 100%. Ford Bronco, ce ai, mă, că n-am fost cu Ford Bronco. Sau ăsta era vreo Ford Bronco m-a dat. Să merge conform planului. True. I also hunt monsters. Și XP, ceva? Avem și un wheel spin, hai să vedem. Un Porsche super
366.000 este super. N-am auzit în viața mea de la. Bă, dar a fost doar ești eventul. Merită, merită un like. Deci, cred că o să facem următoarele chestii în episodul următor. Eu cred că mă opresc aici. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de butonul de like și de subscribe în caz că sunteți noi. Și da, pe data viitoare.